Uite câte unt s-au adunat acolo. Acum ați luat lingura. Am luat lingura și învârtim în el până se strânge. Grămadă strânge la un loc. Cum învârtiți? Învârtiți așa roată, nu? Roată. Roată de mult, așa. Păi, de câte ori, nu trebuie. De multe ori, spune, mă, băgăm mâna și cu mâna, să l ajutăm. Acum l-a apăsat și l-a apăsat ușor. L-a apăsat, da, ușor până să l apăsăm cam de 3 ori până. L-a apăs ca să iasă, ca altfel nu să se formeze, dați seama că l-am zdrobit. Așa. Să se lucească înapoi. Deci nu lăsați să se scurgă singur. Nu. Uitați-l, formă. Tot perfecțiune, cam așa la formă. O înmodăm. Se face gaura la mijloc, în Sfânta Cruce, așa, și mergem cu el la scurs. Mergem în cămară. Mi-a spus aseară că ați avut niște olandezi. Da. Care nu le-au venit să creadă că dumneavoastră faceți astfel de produse. Da. Povestiți-mă așa, pe scurt. Au rămas tâmpiți, oricum. Dar cum au crezut că să fac? Cred că știi, credeau că tot ce se fac din plastic. Absolut tot ce mănâncai, repede de la aia, niște aia, sunt procesate, ce știi, din ce chimicale, cred că tot. Nu știa că se poate din lapte să faci așa ceva. Nu știu eu. Deci era așa paralel, nu știu, și totuși erau școliți. Da, dar vedeți dumneavoastră cum e la noi și tradiția de sărbători, pune multe pe masă. Și bineînțeles, ei n-au și ce nu-și pot permite așa ceva niciodată, nici nu știu să facă. În primul rând, stai că vin un pic să... Nici nu știu să pregătească mâncarea, dar nici n-au tradiție, n-au nimic. Ei sunt niște mici roboți. Cu mine, liberată de acolo, să pui, să-l scoți pe ăsta. Și mi-a venit să creadă câte prăjituri ați avut de sărbători. Nimeni e vorbit. Cu rezultat, cred că să punem asta așa că nu mai au parte voie de mâncat și nu știu că pentru ei s-a pus tot. Ce e, nu, pe cuvântul meu, că nici ciorbă nu mâncat în viața lor. Nu știu că ciorba e ceva comestibil sau din ce ai făcut alea, nici vorbă. Și ei să țin că ei smuri cu pământul. Că nu i-au primit nici în șeangă, n-am văzut ca să încheam aici știepți că e oricum. Tateți, da? Aia e. Și a se vede sistemul. Să ne îngrope de vii dacă ar putea. Și cu ce dezinfectăm zărul ăsta de aici? Aici o șmecherie, un secret. Aș vrea ce s-ar întâmpla. Cu ce dezinfectați? Păi nu, că nu, curge zăr și să... Dai seama să faci. Știți cu ce? Nu. Nu știu mulți, abar n-au. Totul natural, cu totul se face. Cu cenușă fierbinte. Și când eliberăm polițile... Nu miroase deloc aici. Păi că miroase? Nu. Nu vezi muscă, nu vezi nici. Poate câte una, nu, da, e bale. Asta se pune. Când eliberăm, ducem, percăm râza și nu-i nimic în... Atunci se pune dezinfecția. Intri zile, cenușă, pe jos. Uite, acum se poate vedea. Când e zero așa, trebuie, atunci ai urdit bine gata. E perfectă treaba. Nu ți se acre, că dacă ți-a acru cumva zero, ți sarbă de zero dulce, nu speli bine, e urde, nu faci. Asta e lege. Aici nu are cum povești cu jumătate de măsură cu spălatul, așa nu mă face spălat. Dar v-am mai povestit că laptele e cel mai pretențios aliment. Nu iasă nici caș, dacă nu-i spălat bine, nu iasă nici urdă, nimic. Dacă cașul în 3 zile nu-i uscat jos la talpă, ala e cam compromisă treaba, nu-i mai bună. Ala brânză bună nu-i. S-a terminat. Trebuie să fie uscat. Sau să plângă pe sus pe aici. Să iasă zer.
buruză de zer. Ala e primul simptom că un caș nebun, nereușit. Sunt multe secrete de care trebuie să ții cont. Și dacă nu e reușit, unde s-o greșit? Sau ce s-o greșit? Se greșesc în multe lucruri. La încălzitul laptelui. Se răcește pe parcurs, nu ești activ. Aici ne aflăm la casa ursului, la vârlogul ursului, cum se zice. Aici au hibernat, Moș Martin. No. Cândva aici a fost un decung, e în primul război mondial. În stânca asta. În urmă cu 7-8 ani, Nu stătea ursul aici, nu a fost umblat și era, este și apă, este izvor de apă. Am văzut că înăuntru și-a dus ursul, tot felul de crengi de brad. Da, crengi și bunjac și a înfundat gaură la apă. Asta e un culcuș bun pentru urs? Fost, dai, și urs mare? Urs mare, cum să nu? Deci aici a fost un decung, cum spuneți dumneavoastră? Da, decung, așa îi zicea, prin primul război mondial, da. Spuneți-mi cine stătea acolo sau pentru ce era făcut? Eu cred că era făcut pentru un post bun, pentru superiori. Păi dacă a fost dotat și cu și vedeți, dumneavoastră nu a fost pus izvor, aici. Strategic, da. Strategic. De aici ai pus toate, sunt numai... De asta, cum zici? Ei au stat în spatele tranșeilor. Da, în spatele tranșeilor, în spatele frontului. Ce vârstă are, Cosmin? 2 ani am făcut acolo. Foarte frumos, Mânzu, foarte frumos. Și peste zi nu se duc departe de la stână? Nu, pe umblă cu vașile. Mare parte a zeilor umblă cu vașile, amândoi. Cu minte, sunt învățați cu minte, stau pe aici, cam nu părăsesc de aici de lângă stână. Îl folosiți la ceva treburi? Da, sau? Un cal așa are rost în gospodărie întotdeauna. Pe lângă că sunt utilaje, am și tractoare și mașini și de astea, dar calul e la locul lui într-o gospodărie. Sunt locuri unde, unde poți apropia cu utilaje și așa. Mai de adus un plin, un lemn. Și aici, pentru stână l-am folosit, dar noi aduce lemne în spate. Deja l-ați pus la lucru? Da, da. L-am pus la lemne, m-am pus lemne pentru stână cu el. E cu minte, e tare, da, cu minte. Acum pregătiți laptele, ca să-l încăidați. Acum îl încălziți pe ăla de aseară. Da, ca să aibă o anumită temperatură, că trebuie, mă arăm 37-38 grade să aibă, ca să iasă o brânză bună. Și dumneavoastră tot timpul, așa să zic, dimineața să fac brânză sau și seara? Am făcut ce? Până la Sfântă Maria am înțegat și seara câte-o faci. Da. Câte 100-150 litri, cred, pune. Dar era prea mult pe dimineața. Și acum dimineața cât încăidați? În jur de 400 de litri, așa. După ce le încălziți la temperatura aia, da, de 37 litri? Da, îl combinăm cu ăsta la altul reașeș. Trebuie să știu ce lucru. Că... Aveți termometru sau? Nu, așa... termometru degetul. Degetul. Nu cred că termometru. La câte cantitate de brânză am făcut eu. Nu cred că nici altă. Da, cum îl tăim? Laptele minchegate, îl tăim. Cum îl tăiesc? Că nu m-ați băgat un pic? Da, am băgat lingura și ca să-ți lasă un pic de zâr. Atâta? Da. Atât de simplu? Da, atâta, odată da. Și mai lăsați? 5 minute. 5 minute și vă apucați de el. Da, ne apucăm de el. Ne apucăm de bătut. Și cum procedați? După ce îl bateți, spuneți cum faceți. Îl strângem cu lingura. Vedeți un pic. Automat, după ce ai terminat? Da, după ce am terminat de bătut, îl strâng cu lingura. Să se adune la înapoi. Dar nu trebuie să-l bați mult, că deja e gata ca și laptele, uite. Da, totuși trebuie. Că, da, totuși trebuie un pic. Nu, da, e un secret, că dacă nu curge de pe eu zero, nu e destul de bătut. Vedeți cum a spus și dumneavoastră, că... Trebuie să știi să pui și cheag, cât cheag să pui. Ai spus că aici ușile trebuie să fie închisă. Da, să nu se rășească. Asta e cea mai mare problemă. Dacă se rășește, e cam problemă. Începe a plânge cașul. Dau lacrimi. Da. Nu. Care-s cam lăcrămața aia, trebuie lăsați acolo. La ce te referi așa? Ca să... Ia să zerul pe deasupra, exact. Frate.
din coajă pe partea de sus a casului. Și care ar mai fi secretul la bătutul ăsta? Văd că iese ceva grăsime pe margine. Da, păi iese aia de unt, îți dai seama că e gras la obține. Și mai toamnă, dar oricum e laptine bun. Mare budaca asta. Da, 100 de litri are. Care așa cât acum. Ies 20 de litri de... Cam 20 de kilograme de când așa. Acum timpul ăsta. Primăvara nu ies atâta. Cam din 12 kilolitri de lapte ies un chiodica. Am observat că dumneavoastră nu lucrați cu... Vribideu? E inofă de asta, nu-i bun. Nici plastic? Nu. Ăsta e tradițional făcut aici pe loc. Nici găleți de plastic? Nimic. Da. Tot e nu așa cum trebuie, de lemn și de... De tablă, de așa. De aluminiu. De ce nu folosesc și dumneavoastră, să zic așa? De, așa, de plastic. Dar plasticul n-ai ce face cu el, nu te și slabe și nu are, nu cred că îți bune. Am văzut. Mai ales dacă pui la temperaturi ridicate. Oh, nu, n-ai zic, o tapi lângă focuia, una și toxic, sigur. Și apoi se deformează la căldură. Ei, și n-ai ce face cu el. Uite cât un s-a adunat acolo. Acum ați luat lingura. Am luat lingura și învârtim în el până se strânge. Grămadă strânge la un loc. Cum învârtiți? Învârtiți așa roată, nu? Roată, roată. Roată de mult, așa. Păi, de câte ori, nu trebuie. De multe ori și pe urmă băgăm mâna și cu mâna să-l ajutăm. Imediat, să zicem. Oricum, dumneavoastră îi dați forma, cred că acum pe mijloc. Da, 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 pe mijloc. Să-l lasă jos. Jos și pe mijloc. Să-l lasă la fund. Dacă el are o anumită textură și se prinde de la altă și se lasă la fund. Dumneavoastră de unde ați învățat? Consider că ați păstrat din bătrâni, dar no, din, ați optimizat după placul din, dumneavoastră. Da, da. Din generații, am ei s-a putea 4-5 generații, Dumnezeu știe că la noi în localitate asta s-a ocupat lumea, de când se știe. Și când lucre acum cu laptele, trebuie să rămână cald? Da, trebuie să fie cald până îl termini. Să aibă o anumită temperatură. Dacă nu, nu poți lucra bine, să împrăștie, să... Nu-i bine, nu-i bine. Cosmin, ia o lingură să-mi iei o stanită, adică lasă-l de pace. Unu-o. Trebuie să lucre pe curat, ca să dai înapoi ăsta, ca să rămâi curată budaca. Când e gata, adică strâns ca și cu tine. Produceți mâncare pentru mulți. Pentru foarte mulți. Foarte multe persoane. La... Foarte multă da. Populație. Da. Da. Noi suntem producători de mâncare destul de mult. Noi tot anul, noi nu întrerupem deloc, nici cu laptele, iarna ducem lapte, vara facem produse. Tot așa. Asta ne ocupăm, asta facem. De aici trăim. De aici trăiești și se poate trăi. Se poate trăi. Dacă dormi așa mai puțin, prin optic, te 4-5 ore, poți să trăiești. Eu zic că e destul de bine. Se dorme mai puțin. Da, se dorme mai puțin. Da. Se înțelege, zice. No, dacă nu-ți place somnul, nu. Ce mulțumesc cu aia. Dacă îți place somnul, dormi. Da, dormi. Odihna e binefăcătoare, nu, da. Dar și apoi zici că la de unde are, de unde păi o șofer? Nu, de aia se găsesc. Mai mult zis de cârcotaș. Dar numai dumneavoastră știți câte sacrificii faceți ca no, să... Ați văzut și dumneavoastră că ați văzut-o pe viu, o zi și o noapte aici la munte. Acum, ce să... Și nu, sunt oameni care știu, care sunt domeniul, care și care nu, care au animale știu.
despre ce e vorba, da? Sunt care nu, va barnau și îți dau părere. E greu să stai o zi, două, trei, cum era la noi, știți, văcării și umbla curând, oamenii, știți, de laptele împrumut. Și acum, tot așa e la noi. Nu, stâini numai o, două, trei sunt în vin. Dar laptele cu împrumut? Să de la, da, se făcea, se strângea vaș, așa, că 20-25 cu lapte. Și își dădea împrumut fiecare, scrie laptele, sara, dimineața, în caiet. Nu, și făcea brânză curând, fiecare în raport de cât lapte avea. Nu. Și așa încerca atâta vară. Acum s-a gătat cu lingura, încheiem treaba. Cosmini, adă un pic găleata aia mare de urdit. Că trebuie să ăsta, să scot un pic de zel. Acum vreau să discut cu dumneavoastră un lucru, nu pe am discutat cu multă lume, chiar mi s-a scris și pe, da, la videoclipuri, că de ce își calde mâinile acolo oamenii? Dar cu ce să faci? Încă nu înființat, poate înființat ăștia și robot să facă brânză, dar eu cred că aia nu mi-i pot spăla niciodată. Au și aia niște balamale, niște încheieturi, niște chestii, trebuie să băga lapte acolo. Îi schimbă gustul la... Nici Buddha nu miroase așa și măcar. Ca laptele, dacă s-a stricat și cu... Laptele e cel mai pretențios aliment de pregătit și cel mai gingaș. El în câteva ore e gata, e sarbă de acru, nu mai aici face cu el nimic. Aici nu te joci și unul. Totul merge pe manual, cel mai corect și bine. Dar să încet să amin curat. Păi, și până la cine a fost, avem toată lumea curent, curat. Ne spălăm. Și ce sper nu mă spăl în zer. Deci eu s-ați vaccinat, Doamne iartă-mă. Nu port bol de piele, de nimic. Ni l-ai voi, că eu am vizite făcute, tot în bună regulă, că te facem brânză pentru cu acte în regulă. Cum să ne jucăm cu animale sănătoase. Și spui-mi tare că, doamne, dacă ar fi să zic să facă, cum ai spus, un robot, bine, că da. Să poți și spăla, dar totuși rămân pe acolo, cum ai spus. Nici nu se pune problema. Și îi schimbă gustul, spuneți. Da, îl schimbă și ce să vorbești. Laptele e cel mai, cum v-am zis și mă repet, e cel mai pretențios aliment, cel mai pretențios aliment. Imediat, e foarte bun dacă știi să-l pregătești, multe produse din el, dar dacă ai dat-o, ai greșit, nu mai poți să-l mănânci, nu mai poți să consumi nimic. Nu, e bună și tehnologia, nu zic eu că nu, dar trecea o limită în toate. Noi gata, l-am strâns, acum îl scoatem în budăcuță, să continuăm. Procesul. Cosmine, adă-te în loc budăcuța. No, acum îl tăiem. Te tăi cu cuțe de lemn, îl tăiem în două, că nu poți scoate întreg, că e mărișor. Facem doi. No. Și acum vă servesc un pic de carș dulce. Acolo așa e tradiția. De? Da. Cam e bun carșul dulce, e din zer să-l scoți. Că dacă păi să-l scurzi din zer, nu e așa bun. Să-l degustați, aduți-l un cuțit sau... Să vadă cum se poate scoate carșul ușor. O dată tot. Să nu... Fără să-l dai pe jos. Da. Așa, așa. E cam mare cășuțul. Asta e șmecheria. Acum l-am apăsat și l-am apăsat, da. Ușor. L-am apăsat, da, ușor până... Să-l apăsăm cam de 3 ori până mă-l zdrobim, îl frământăm. După ce îl storcem de 3 ori de zăr, am asta e procedură de lapte, de oaie de 2 ori mă trebuie. Storci de zăr. Că dacă îl storci de 3 ori, nu mai ai unde îl jintui. Iasă prea sec. Laptele de vacă trebuie de 3 ori. Că nu e așa de gras laptele. Nu e așa de gras laptele, sigur. Asta e prima dată. Asta e prima dată. Încă de două ori și până...
Spuneți-mi dumneavoastră, câte animale erau aici la dumneavoastră în Bilbor, mai de mult? Și câte sunt acum? Păi când s-a făcut prima acrotaliere, nu știu, în 2008, nu știu cum s-a făcut prima acrotaliere, nu țin minte, da? A fost la nivelul cu medicul veterinar, era în jur de 5600, parcă de bovine. Bovine? Bovine, da. Și bovine au fost, nu, în anii ăia, cred că erau peste 3-4000 și atunci. Ăsta au vine. Acum nu sunt nici 300. Și bovine iarăși cam la jumate. Nu știu exact, dar nu, cam jumate, după cât eu știu eu. No, și bovine? Oi? Poftim? Oi? Cât au fost? Oi au fost 3-4 mii după Revoluție, dar înainte au fost poate și 10 mii de oi au fost în Bilul. Da, au fost mult de oi. Era 4-5 stângi, 6 stângi de oi. Nu? Cu multe, multe ori. Mai înainte, pe timpul comuniștilor. Nu a fost colectivizată asta în localitate. Și de aia era mai multe animale. Spune-mi, până când trebuie să-l apești, ca să înțeleagă oamenii cum faci metale? Păi până nu prea mai iasă zări mult. Așa că numai un pic. Păi bine, dacă vrei să-l apești, nu mai iasă din loc, că nu mai iasă nimic el. Trebuie să-l ieși un pic ceva ca să poți să-l frămânți. Până schimbă zărul culoarea? Da, da, apare mai albicios. Începe, vezi că e un pic prima dată mai verde. Până la treia tură e mai alb zărul. Deja spune că trebuie frământat pentru jântuit. Aveți vasă foarte frumoasă. Și da, și vechi. Bine, budaca asta nu-i veche, dar e mai nouă, dar astea sunt vechi, sunt mulți. Căldarea are 50 de ani. E de aluminiu și vedeți cât e greu. E groasă. Și gălețile de urdă de aia se vrânză, asta urda bună. Contează de găleată. Ca și cum e cazanul la țuică. Vechimea și materialul din ce e făcută. Nu tot te urdezi bine și bună urda. Am avut și noi, care nu era de treabă. Nu. Vedeți că asta e a treia tură mi-e alb, zero. Da. Nu. Dar e ajunge. Asta e suficient. Am o dăm un pic de spalt ca să curgă pe dedesubt și ne apucăm de frământat ca pita, așa, caldă. Apare ca și plângăciul, dacă rămâne ca și nezdrobit. Înțelegeți? Dacă rămâne bucăți mai mari, el acolo are alte culori la coja. Și vede tare îl zdrobiți, până îl faceți ca și pasta? Am aproape. Nu că e exagerat, dar totuși trebuie. Îl lasă, se înțești că lasă un pic de jântuit să alege. Deci e destul de cam ajunge. Când era... Și acum ce faceți? Am la păs din nou pentru formă și să iasă jântuitul din el. Scurge jântuitul, punem în stracura și l-a scurs. Și acum cât îl lăsați așa? Acum? Da. Imediat, eu l-am stors. Mai apăsați odată? Da, la păs ca să iasă, ca altfel nu știu să se formeze. Îți dați seama că l-am zdrobit. Așa. Să se lipcească înapoi. Deci nu lăsați să scurgă semnul. Nu. Am semn care fac așa. Aia să tragă la kilogram. Vrei, să tragă la kilogram? Da. Calități îndoielnice. Așa face care era șmecher.
Să zice că-s mechi, de. Mergeți dumneavoastră, dar cum a spus și dumneavoastră, că nu aveți atâta brânză. Nu. Nu să dați la oameni. Nu puteți să faceți cât le trebuie și câtă cerere aveți. N-am de unde, da. Vedeți cât de mult contează dacă v-ați pus preț pe calitate și nu v-ați uitat să... Niciodată. Să faceți, să vă îmbogățiți, așa, cum se zice, peste noapte. Asta, așa ceva nu se poate. Asta trebuie răbdare, timp, să investești în tete. Și în tine să investești, că... În cel mai important, în ce să investești? În cel mai important, în animale, să ai animale de calitate. Cel mai important. Și apoi să fii tu. Tu, om. Să fii tu și stăpânul lor și slugalor. Cum se zice? Da. Să iei bărțul în mână și să te duci cu ele. Că tu știi cel mai bine cum să le faci. O să ai cel mai bun om, care nu există, nu le face ca tine oricum ar ști. Că fiecare știe. Așa e, se treacă ziua, se treacă timpul. Așa mai departe. Și apoi... Seriozitate maximă să fii. Curățenie, seriozitate și știința. Preparat, să știi să faci preparații cum trebuie, cât e bune. Să dai concursul tot mai bune din sesie. Că atunci ai și tu satisfacție, acum îl golim. Acolo e puteți jintui. Puteți merge, să-l finanțăm. Aproape dacă ăsta. Avem treabă cu el. Deci când e mult lapte, dumneavoastră trebuie să știți să vă organizați. Absolut totul, că dacă nu, acum nu le faci pe rând, e problemă, că trebuie să-l pui cașul ăsta și n-am numai pe asta pus. Aș putea și pe ăla, dar n-am așa hârzob mare. Ăsta e hârzobul care... Grătarul ăsta care... Hârzob, așa îi spune? Da, hârzob, așa zice la noi, prin părțile noastre. Am avut de plase, dar să nu ține, e să nu... Uite... Miserabil... Uitați-l, formă... Tot... Perfecțiune, cam așa, la formă. O înmodăm. Se face gaura la mijloc, în Sfânta Cruce, așa. Și mergem cu el la scurs. Mergem în cămară. Dăm forma, să nu trebuie strâns exagerat în strecătoare, că nu-i bun. Și lăsați așa? Atâta, până mai bine să-l mai strângeți. Niciodată, dimineața îl scoși și pui pe poliță. Noi ăștia scar din două zile și am avut 3-2 rămași. Ăsta strângeți din două zile. E caș. În toată ziua se strângeți. Strecătorile trebuie schimbate, le schimbați. Da, în toată ziua, să știe curate că... A, le spălați. Da, le spăl. Da, multe, le trebuie acasă, nu mă complic, am spălat destul. Le spală, de asta acasă, că avem multe. Nu știu, e problemă. Așa. Altul. Cosmin, și voi faceți așa brânza cum face tatăl vostru? Da, da, da. Deci nu v-ați abătut din la rețetă? Nu, nu. Tot așa o faci. Dar dumneavoastră v-ați abătut din la rețetă cum o făceau bătrânii? Nu. Am eu niște... Un pic, îți mai... Am eu o șmecherie mea. Aveți. Aparte. Niște secrete pe care le-ați... Descoperit. Nu mari secrete, dar bine că le-am făcut toate la videare, dar tot trebuie să o prind, adică tot nu reușesc. Nu prea reușesc să depășească treaba. La brânză nu trebuie să te grăbești. Repede să dai așa cum vezi, cum să fie făcută lucrul. Dar oricum, tot îți va mișcați foarte repede. Păi dacă nu te mișcă repede, se rășește și nu-i bine. Se rășește, că la altele foarte, când ești ale... Lua ăsta și curent, oricum, că multe. Trebuie să te miști. Da, pot, când aveam oi, le făceam chiar 70 kg de brânză pe zi, 70 în toiu, când era cel mai mult las. Îți dați seama, încă o dată când s-a stăcut. Și singur stătea la sine. Singur.
Vin iau oile de amiaz, numai vine gătai, multe ori cu berata de hoche prin ghetura. Și trebuie să merg la mult. Alte ture din ce garba. Și brânza la oi, tot așa o făceați? Tot așa, exact așa la știu. Vezi că la mulți nu le iese brânza de oi cum trebuie, că știi ce? Îi dădea cea cum îl mulgeam. Nu e adevărat. Trebuie un pic încălzit. Că dacă ești chiar la munte, oricât de mult să ai, câți mulgari ar trebui să și tot se răcește un pic la pină, de la temperatura normală ca trece. Și deja mai dai așa că nu ia să ți treabă. La oi mai jinga așa treaba ca la nas. Am făcut o brânză de oaie de toamnă, fere. Numai de aia le trebuie la un om. Și când nu aveați mașină, cu ce coborați de aici brânză? Cu cai. În prima oară am băgat și lapte de aici din munte cu cai. Când am venit prima dată aici. De două ori pe săptămână, de trei, coborăm cu cai. Nu în fiecare zi, că de omorăm. La distanță. Când ne-am făcut clientelă. La brânză, nu n-am mai cărat lapte. Avem lapte, multă are mai dus. Nu. Mai dus că și ai treaba. Primăvara nu prea merge așa brânza cum trebuie prin luna lui mai. Și ce să faci? Facem câte unul pe zi și avem zi la câini. Dacă întreabă cineva să fie restul, că din iunie începe nebuneala. Și aveați ștraf după cai sau? Da, da, aveam ștraf. Ghesaj. Nu, cu căruța, cu... Nu, nu prea mult să brânză, 300 de kg, da. Păi, făceați destul de mult până jos și înapoi. Păi, la vale cam 3 ore, dar la gheala 3-a 5 ore. Cu cai. Să vii o pereche, pe cu unul omoră. Dar nu, în prima oară am la cai, că am cumpărat mașini cum am putut și am avut mașină de teren. Și așa umblam cu aia. De ce stau aici? Nu chinui ca să nu te chinui, că a fost destul de chinui de mic. Că trebuie să am lucrat mereu. Așa, ne ușurăm o țări muncă. Normal, să te poți folosi de tehnologie păi, da. Și de... Exact. Tot. Numai cum am discutat și noi, lapte, adică brânza cea mai bună, iese din mâna omului, făcută exact. Cu mâna. Astea sunt niște chestii care cu aparatura lor. Aia se mașină de făcut brânza, am auzit că are cineva. Nu știu ce brânză face, n-am auzit să se... Nu știu, poate face bună, nu știu cum poate face. Aia ți-aș mașină de făcut pită. Dar până o face și brânzește. Fac și de făcut omul, am văzut că sunt. Da, dar o să facă niște brânză. Dar de fine ce iese din ea. Vedeți, dumneavoastră, că oricine și-ar vinde produsul, invenția și așa mai departe. Sigur. De asta poate mulți păi asta e ideea. Comentează sigur că da. Aiurea, să spunem. Este... De-aia fac războaie să-și vândă armamentul, nu? De-aia fac tot felul de tehnologii ca să le vândă să câștige bani. Nu contează ce calitate se după utilajul sau ce tehnologie are. Nu contează. Contează rapid, totul să fie rapid, fără muncă, puțin. Fără muncă puțină, nu prea vede calități mari. La o industrie poate a mașinilor, dar e altceva. Alea-s fiare, nu-s mâncare. Dar la asta nu prea ține treaba. Mi-a spus aseară că ați avut niște olandezi. Da. Care nu le-au venit să creadă că dumneavoastră faceți astfel de produse. Da. Povestiți-mi așa, pe scurt. O rămas timpiți, oricum. Dar cum au crezut că să fac? Cred că știi, credeau că tot ce să fac din plastic, absolut tot ce mănânc ai, cred că de la aia niște sunt procesate, nu știu din ce chimicale, cred că tot. Nu știa că se poate din lapte să faci așa ceva. Nu știu eu. Deci era așa paralel, nu știu, totuși erau oameni scoliți.
Da, dar vedeți dumneavoastră cum e la noi și tradiția de sărbători. Pune multe pe masă. Și bineînțeles, și ei n-au și ce nu-și pot permite așa ceva niciodată. Nici nu știu să facă. În primul rând, stai că vin numai un pic. Nici nu știu să pregătească mâncarea, dar nici n-au tradiție, n-au nimic. Ei sunt niște mici roboți. Cu-s mine, liberează de acolo și să pui, să-ți tot scrie. Și mi-a venit să creadă câte prăjituri ați avut de sărbători. Nimeni mie e vorbit. Vin cu rezul, cred că să punem asta așa că nu mai au parte voi din mâncare și nu știu că pentru ei s-a pus tot. Ce e, nu, pe cuvântul meu, că nici ciorbă nu a mâncat în viața lor. Nu știu că ciorba e ceva comestibil sau din ce ai făcut alea, nici vorbă. Și ei să țin că ei sunt uricul pământului. Că nu i-au primit nici în șeancă, n-am văzut ca să încheam aici și că e oricum. Că treci, da? Aia e. Și așa vrea sistemul. Să ne îngropă divi dacă ar putea. Mie nu-mi place. Și nu știu că să pot face atâtea mâncări. Da, nici. Și atâta bunătate. Prin... Nu. Nu știe. Pe ce lume ești. Cu ce dezinfectăm zero este de aici. Aici o șmecherie, un secret. Aș vrea s-ar întâmpla. Cu ce dezinfectați? Pe jos, că nu, curge zero și să... Dai seama să faci. Știți cu ce? Nu. Nu știu mulți, habar n-au. Totul natural, cu totul se face. Cu cenușă fierbinte. Și când nu miroase. Polițile... Nu miroase deloc aici. Păi cu miroase? Nu. Nu vezi muscă, nu vezi nici. Așa câte una, nu, no, e bale. Asta se pune. Când eliberăm, ducem, percăm râza și nu-i nimic, atunci se pune dezinfecția. Intri zile, cenușă, pe jos. Păi, mulți nu, s-au modernizat, nu-i rău modernizatul, că curățenia e bună. Dar nu trebuie, unde nu trebuie făcut ce înțelege. Înțelegeți? În tămările nu-s difogit. Că acolo nu e pot controla. Să scurge zer și să capătă mirosuri și tot felul de probleme. Acolo poate să ajungă musca. Da, musca ea acolo merge, la miros. Adică mirosul, de regulă, mirosul frumos. E putoare să merge. Nu? Asta e ideea. Degeaba ne ascundem după felul de vorbe îmbrăbodite, asta e. Atunci când miros așa bine, e miros. Când pute. Urât. Nu? Asta e limbajul corect, nu împrumutări din alte... Asta e corectă, limba. Aviz care, poate știu, poate sunt mulți care nu știu, că nu prea știu, că am văzut probleme din la femeie. Nu, povestesc că mă interesat. Și de acolo faceți doi? Nu, de aici unul. Și lăs o felie pentru ăsta, că e venit. Se echilibrez, cât de cât să aibă și aia, cât de cât. Așa de unul. Nu. Deci faceți în jur de 40 de kg. Cam acolo, nu i-am pierdărit acum, dar în jurul ăla. După lapte așa ar trebui să fie, cam verde, bine, nu, când e uscată, vei scade. Scade aproape cam 800 grame la fiecare caș, să duce. Când îi ajută la fermentație, la maturitate. Mai e mult. Când erai în Italia tânăr, găseai ușor oamenii care să vină să te ajute? Da, erau oameni și mai de calitate. Da, erau lume, multe, erau oameni mulți care se ocupau cu treaba asta și seriozitate era. No. Acum mai simt, dar puțin. Serios puțin, ia simt. Mai simt, eu am om bun. Pe care l-am de 2 ani, dar e bun, foarte bun. Foarte bun, harnic, tot ce vrei. Și un om bun, să zic așa, cum îl aveți din asta. Da. La ce preț e? Cam la 4.000 de lei. Nu găsești mai ieșit de 4.000 pe lună. Da, dar ne merită banii, care e bun. Că e greu și aici, nu ai sărbătoare, n-ai nimic. Bă, te-ți cer banii aia, dar nu te-ți de banii aia. Că te-ți mări după teața, că acum se zice că... Nu, atâta e ăla, dar întunești pe ăla. Fiecare nu zice că atâta poți face, eu zice că atâta bani îmi trebuie. Și el
Nu, n-ai ce să faci, asta e, dacă nu-i lumeche, e bun, din multe ori e bun, e mereu cu rău, dar mereu fără el. Noi nu am stat în Gherga, domnilor, noi ne-am ocupat noi în familie și ca altfel nu mere, nu poți face bani treabă. Noi la ăștia, la mine, le-a plăcut. Le-a plăcut treaba asta. Demnișo le-am dat, le-a plăcut animalele și le-a trebuit, le-am cumpărat așa de unde am putut și cum am putut. Ce-au vrut ei? N-au dus cu vrut cu oi, dați cu oi. S-au reprofilat, dați cu ce vreți. Eu vă sprijin cât pot. Asta e foarte important. Nu. Foarte important. Că nici mie nu ar trebui, că au și o meserie, că nu numai asta știu să fac. Eu cam pe ce le-am făcut cam bine, și meseria și asta am luat-o înapoi. Că bine că gospodăream mereu și când lucram eram angajat. Ținut oi și vaci, dar nu așa multe. Acum. Dar ce? Zerul nu-i lung, că nu avem nouă găleată. Îi bagă niște remă. Și urdă o ori? Nu, adică o singură găleată, am fier câte două mâini primăvară, că trebuie dat la oameni mai multă urdă. Dar nu, urdă să știi că nu facem mare chilipiruri. Urdă. Mai mult grafis. Eu mai multă dau așa de sufletul morților și de viilor. Și nu, că urdă e... e și care e problema? Una, două se ne crește urda. Nici nu ține. Nu ține mult. Și apoi să mă duc a două zi cu ea acasă cu... No, și... cumpără cineva un kil, două, nu, nu merită. Apoi să te duci la piață, nu, n-are cine. La piață s-a căutat. Nu. O veni din Topliță să mânce urda la mine, că de era fi piață. No, dar... dacă n-avea cine să ducă biserică, ce nu mă la piață, dar cine să luăm? N-avem cine că... suntem 3 la deal, 2 acasă, 3 la frân. Și prețul la urdă cât e? Bă, cu 20 de lei. Așa am mers. Aveți că am o oră și ceva de când nu stați un pic. Nu. Asta trebuie să te nou, să te mici să nu sărășească. Că dacă sărășește, nu-i bun. Nu-i voie să sărășească. Cum stați cu durerile de mâini? Mă, cam dor, că dai seama că nu. Și metalele sunt mereu odată. Dar nu mă plâng, mă dor, că ce să fac, he? Sunteți ghiu. Am zis că sunteți ghiu. Păi da, nu? Dacă nu te dor, nu te dor, înseamnă că ori ești mort, ori nu ești nesimțit. Se poate și au, zice, mă dorie, dar nu voi problemă. Dumneavoastră, tot timpul ăsta la brânză, dumneavoastră? Nu, am umblat și cum am umblat, fi notație cu Cosmin, de cu ani, fete așa, ne împărțim cu săptămână. Fiecare face o săptămână și săptămână e cu vașii, sau o casă, cum se nimi tura. Dar unii au rânduit la frână, am mers câte unul. Două săptămâni la deal, am stat și o săptămână acasă. De-aia am pus omul. Ca să ne putem rândui la fân. Nu că avem mult fân de făcuș, terenurile noi sunt funcțiile, personalul e puțin, e greu. Cât de mult contează să știi să mănuiești, să mănuiești banii, adică să știi să... Dacă nu știi să chipzuiești, nu. Nu am probleme. Trebuie să te gândești că exact așa și... acum mulți au făcut tine, au crezut că e tot luna numai și iunie. S-au vândut și nu ești cu brânză. Așa și cu banii. Tu intri în lume croastă, mi-e slabă. Trebuie să te gândești că din alea. Cheltuielile tot așa. Și vine iarna, aveți cheltuieli. Cum să cheltuieli, cum să nu fie? Dumneavoastră cumpărați fân? Fân nu e prea puțin, am cumpărat, am cam făcut noi. Prea puțin, am poate să și cumpărat în jur de 10.000 de chile anul trecut, noi, și am iernat 30 de bucăți de vaci. E zis că e bine. Și n-am cumpărat așa mult. Cumpărați și cereale pentru vaci? Da, dar da și cereale. Că fără alea nu merg. Dacă vrei să faci ceva, nu știu.
M-a dus terițe la ăștia, la asociația, m-a dus terițe, luam de la ei și porumb, a luat porumb și a mășinat. A moră și a mășinat și a dat așa, dacă am esticat. Și o masă de aia și două mese de fân. Când au fost așa pe lăsat în pauză vacile de gestație, așa le-am dat două mese de fân și una de cereale, dar mai puține și nu multe. Când au fătat, ne-am trecut la o porție de otavă, pe lucierne nu dăm, că o să face pe aici așa. S-o cumpiri, te costă transportul, mă duc așa așa scumpă. Transportul e tare, tare scump. Ce faceți cu atâta bălegar de la vaci? Îl ducem pe cosiri, pe... Îl duceți la dumneavoastră pe teren? Da, pe teren locuri, da. Le facem o tavă. Deci în fiecare an puneți pe... Păi nu, nu, am dat un an, an pauză. Că nu-i bine să pui. Că se face până iar mărea cotoroasă, nu-i bună. Nu, și nici nu-i prea mult azot să faci nimic. Și mamăneac în teren nu-i bun. Nu. Nu, un an pauză, un an... Și nu pui exagerat de gros, că... N-are rost, că dacă e negrijit, nu mă oțire de rezultat. Dacă nu pui, nu faci o tavă. Sănătate. Deci noi asta aici la munte face și o tavă. Facem o tavă aproape toate grădinile care îs așa în Indie. Se pot cosi cu utilaje, dar le-a toate stârlite la meserie așa. Avem o tavă până în soară. Eu n-am cumpărat nici știți de o tavă. Am dat câte o masă de o tavă la câteva și cu lapte. De când nu știu ta. O tavă n-am curat deloc. Tete de rost am luat. Și afară cât țineți animalele vacile? Păi nu, cât permite timp aici, în viață rapide. E maxim 10 noiembrie. Am trecut parcă pe 14 noiembrie, vă băgat la jurat. Nu le-am uitat unul. Apoi așa să le amărești de agizavale, dar de-aia nu. Se uscă în viață, nu. E multă muncă când le bagi la rucași. Da. Este bani de mult, nu mă pixelez să mă. Acum punem 0 acru, ca la 0 de vacă trebuie pus 0 acru, ca să nu se alege urda. Și mai învârtim un pic și mai dă un clocot și o putem lua. Punem cam 2 litri și ceva de 0 acru. Dar asta e numai ca să se stringă, nu da, să... Da, ca să se stringă, da. Nu să facă mai multă. Nu ajută la nimic. Se stringe, că dacă nu e, nu se alege așa. Nu se strânge sus, să zboare cum trebuie. A spus că dumneavoastră n-ați învârtit mult în ea. Eu de două ori învârt. De două ori învârtiți. Atâta, și vă arăt că găleata e perfectă, nu se prinde, nu se fumă nimic. Contează și găleata. Sunt găleți care se prinde și învârți. Spuma asta o lov, știi? O lov și pune la unt. Asta din care trebuie deasupra spuma asta. Spuma aia se da. Mai de mult și se pune la unt. Se pune la unt cu smântină, cu și avea, cu jântuit, pală. Și dumneavoastră ce faceți? Eu pui unt, de aia e bună unta. Dacă nu e uscată, nu vreau. De asta e dulce și sigur. Crema asta. Da. Dacă nu, nu se merge pe gât. De-aia un pic, un clocot, două și gata. Să se stâmpire un pic apoi și apoi, urmă, punem în străcătoare și la scurs. Contează mult și focul. Focul, da. O contează foarte. Uitați că cum începe da, să iasă pe margini. Da. Un pic e cam mare focul, dar o regle de divizie. Nu ții mult. E ușurință cu astea că se duc într-o parte, în alta, vârtejă așa. Iată, nu mai ții eu din loc. Uite, acum se poate vedea. Când e zero așa, trebuie, atunci ai urdit bine găleata. E perfectă treaba. Nu ți se acre, că dacă ți-a acru cumva zero, ți sarbă de zero dulce. Nu speli bine. E urde, nu faci. Asta e lege. Aici nu are cum povești cu jumătate de măsură cu spălatul, așa nu mă face spălat. Dar v-am mai povestit că laptele e cel mai pretențios aliment. Nu iasă nici caș, dacă nu-i spălat bine, nu iasă nici urdă, nimic.
Eu vasă de plastic nu folosesc deloc. Nici n-am folosit și nu folosesc, că nu, nici nu le pot folosi. Aici sunt temperaturi, sunt chestiile alea capătă gust de la plastic. Nu pot să pui și lactatele în plastic cu frânele. Tot mai folosim peturi, că vezi că fără să vrei, că sticlă nu este, dar... Bine, dar restul... nu pui ceva fierbinte în ele. Nu, alea să pune reașă, te deau la reașă, dar... La treaba asta, la încegat, la de-astea nu folosim, că nici nu avem unii, așa și... Așa și ceva că se topesc. Asta e urdica. Câte kilograme are? Apoi are mai multe, dar când se spune, are unul de 4,5, 5, maxim. Într-o belugoleată, cam atât de aia. Aici depozitați cașul. Da, 4-5 zile, o săptămână mai mult, că nu avem spațiu mai mult. Mai mult. Și urmă îl ducem și le dăm la oameni. Deci sau... după două zile luați cașul ăsta verde de aici? Da, nu, dimineața, în fiecare dimineață îi scot. Da, fiecare dimineață îi scot. Și îi pui pe poliță. Ăsta e caș de 4 zile, cam așa, de 4-5 zile. În jur. Cum trebuie să arate un caș? Așa trebuie să arate la 4, la, nu-i dospit ăsta, are numai 4-5 zile. Încă mai trebuie 10 zile la ăsta. Îi mai trebuie 10 zile? 10 zile încă, da. 14-15 zile. Neapărat. Așa, 14-15 zile dumneavoastră lăsați la dospit. Dacă e timpul bun. Și aici ar trebui lăsat sau unde? Păi aici ar și mai bine. Dacă ai spațiu, e cel mai bine aici. Că are și fum, are și căldură, cât îi trebuie, nu trebuie multă căldură. Deci că nu-i gură nici prea mult. Și cum procedați dumneavoastră? Cum îi luați? Cum îi învârtiți? Păi în fiecare când dimineața ai scopit, îi întorc într-o parte, cum de exemplu în poziția asta, le învârtim, vezi. Știi, pe grătar. Altceva nimic, că nu. Nu le fac nimic aici. Că aici așa, așa, ca să stăie, să se formeze, e frumos. Păi ăla pe care a spus dumneavoastră mâna, de când îi luat? Asta? Da. E cașul de ieri. Cașul de ieri. Ieri. Deci el atât de mult scade, ca și aia alți? Da, așa se lasă, trebuie să le lasă. Între două, trei zile așa se lasă. Se face plat. Plat. Da, uite, ăștia azi de alaltă ieri. Ăștia de alaltă e patru bucăți. Și e foarte important, am văzut că bate și fumul. Da. Printre spinduri are fum, cât îi trebuie aer din toppers. Că nu mi-e închis, că mușezesc. Fumezi așa, nici dacă nu am aer și... Și ce trebuie, apare mucegaiul pe ei. Și apoi nu prea arată bine. Deci la dumneavoastră dospește mai mult. Da. Toți zile când, adică sunt, nu știu, momente din lună sau când dospește mai mult de 14 zile. Da, trebuie primăvara, trebuie 3 săptămâni, 18 zile. Că mi-e rea și trebuie atâta. Dar nici nu s-a părut e bacteriile alea de fermentație în iarbă, sunt mai slăbuțe primăvara. Și nu merge treaba. Sunt niște chestii care mulți nu le știu. Că sunt bacterii rele și bune, ca și orice. Dacă cașul în 3 zile nu-i uscat jos la talpă, ala e cam compromisă treaba, nu-i mai bună. Ala brânză bună nu-i. S-a terminat. Trebuie să fie uscat. Sau să plângă pe sus pe aici. Să iasă zer. Cu buruză de zer. Ala e primul simptom că un caș nu-i bun, nu-i reușit. Sunt multe secrete de care trebuie să ții cont. Și dacă nu-i reușit, unde s-o greșit? Sau ce s-o greșit? Se greșesc în multe lucruri. La încălzitul laptelui. Se rășește pe parcurs, nu ești activ. Nu i-ai dat ceau ghestur și te mai dai odată. E altă greșeală fatală care e gata că n-ai voie să repezi două orice ale. Că își pierde din căldură, își pierde, nu-i mai bun, nu-i mai cât îi trebuie și când trebuie. Nu, aici trebuie să faci exact tehnologia, cum se zice, ca la carte. N-ai, ați văzut cam cum trebuie mișcat ca să poți să încadrezi când ai multe de făcut. Nu merge cu a trage acolo de codă. Aici ne aflăm la... Casa ursului, la vârlogul ursului, cum se zice. Aici au hibernat, Moș Martin. No. Cândva aici a fost un decung, în primul război mondial, în stânca asta. În urmă, cu 7-8 ani, nu stătea ursul aici, nu a fost umblat și era, este și apă, este izvor de apă. Am văzut că înăuntru și-a dus ursul, tot felul de crenci de brad. Da, crenci și bunjac și... A înfundat gaură la apă. Asta e un culcuș bun pentru urs? Fost, dai, și urs mare? Urs mare, cum să nu? Deci aici au fost
da. Un decung, cum spuneți da, dumneavoastră. Da, decung, așa zice, prin primul război mondial, da. Spuneți-mi cine stătea acolo sau pentru ce era făcut? Eu cred că era făcut pentru un post bun, pentru superiori. Pentru superiori. Că dacă a fost dotat și cu și apă, vedeți dumneavoastră unde a fost pus izvor, aici. Strategic, da. Strategic. Că de aici ai pus toate, sunt numai... De asta, cum zice? Ei au stat în spatele tranșeilor. Da, în spatele tranșeilor, în spatele frontului. Da. Vedeți dumneavoastră, și ăsta e la 100-150 de metri de stână. Da. Da, 100 de metri maxim, dacă... Ia să tătum lăpaci ursul, că doar da, e... Da, dacă e la el acasă, cum n-ar fi. Dar aici și el deranjează. Eu asta ce spuneți de atâția uși? Păi ce să-mi zic, n-am zis destule și nu s-o lângi o măsură. O cercat, cred că guvernul a înțeles și le pot să opri de legea. Era vorba că scot o 500 de exemplare, dar gata, nu s-o mai lua nicio măsură. Că mănâncă aici, gata, n-ai ce mai faci. Noi nu plătim nimic, au ca om. N-ai niciun drept la viață. Urși au toate drepturile. Nu. Dacă omoră un urs, nu-i vede soarele pe acea pușcărie. Dar dacă omoră ursul, poți să omoră 10 oameni, nu se întâmplă nimic, nu-l pușcă nici pe el. A făcut indulgență. Vedeți dumneavoastră, și aici, la câți metri? La 50 de metri sau unde îl omoră pe omul ăla? Eu omul ăla nu, a fost mai pe aia partea. A, nu aici? Nu, nu, aici, de la drumul forestier de aia la tăcoste. Nu, s-a luat ceva la măsură. Care l-a omorât acum, în urmă cu 2 ani? Da. O, nu, nu, mai departe, 5-6 km de acolo. A, așa. E o munte pe Iana Boilului, zice. Da, da, acolo a fost. Da, ursul ăla de aici a omorât când atunci, la conete cu 2 zile. Dar l-a cunoscut tot ciobanii pe aici, ursul ăla. Era un pic ciong de-o labă. Nu știu, dat în ceva, nu știu, șoac, ceva, nu știu ce. Merea că am defectul ăla, bă, dar un gigant, o vodi mare. Nu. Ce să zicem? Mergeți înainte, cum puteți. Păi, e chimii. Ce să mi zice? Că am zis destule, pe... Dar nu, nu te ia nimeni nici într-o soamnă. Puneți că... Astea sunt tranșee, dâmburile da. Astea făcute aici, da, da. Ridicăturile astea. Copașuri de tragere, vă dai seama de 100 și ceva de ani. S-au mai stăpat, după o spădure, s-au tăiat, alta au crescut. Și când am fost după vaci și acolo era plin pe imaști tranșei, da, plin, unul lângă altul. Da, așa e toată zona, da. Uite că au fost făcut și în pădure. Da. Fetea dungă asta așa e făcută, cum vezi coci. Asta e iarba de șuvar, cum se zice pe la noi. Le place la vaci, foarte bine, le place. Și ar așa de la mijlocul verii. Ai producție de lapte după ea? Nu prea, nu prea. Nu e de lapte, dar le place. E sătule, bani. Nu, le place, o mâncă, uite că tot e păscută. Zice. Și numai vârfurile. Poftim? Numai vârfurile sunt păscute. Da, da, vârfurile, că e crudă. Crudă. Tu-i brade, beli de urs. Am perechere cam să îi fac. Zice că ursoica să măsoară înălțimea lui cu ursul și care binește mai sus. Și din câte am înțeles să fac și cu ceară de asta. Păi rășina? Da. Rășina, da, asta e foarte bine, că e rășina albă. Asta e rășina albă. Asta e. Și la ce e bună? E bună înainte să faci airuri de unzvașe pe țâță și treburi cu rășina albă, cu propolis de asta de la albini. A, așa, să nu să, da, să-mi facă bube. Da, cu frunză de coda șoarecului. Da, e aromată tare coada șoricelor, de știți. Care... Și ce zic, că îmi ziceau bătrâni că da, după ce venea ursul la stână, arunca tăciun pe el. Da. Nu știu dacă apuca să arunce, da. Și cu și cu cenușă amestecată și ardea ca o torță. Mi-a zis un bătrân, nu știu cât e de adevărat. Și au zis că apuca să arunce pe urs, da. Și au zis că așa o ars ca o torță. Da, ca o torță, că el îi se freacă de braz, îi prinde rășinete pe păr și când i-o plasat-o, da? No, e riscul mare, e riscul mare că se poate duce și aia foc pădurea, că se tornă undeva într-un tineret, să scape de foc, faci o minune. Spuneți-mi niște întâmplări pe care le-ați avut dumneavoastră da, cu ursul. Aici mi s-a întâmplat acum 11 ani, convinsă-l de asta de primăvară, am nimic, mi l-a luat ursul din fața mea l-a luat. Și am avut câini, n-am avut nimic, nu am avut botă, am avut un băț în mână. No, și s-a dus cu el până marginea pădurea cu ursul, acolo am aruncat cu botă el așa de la 7-8 metri și l-am nimerit. Nu, l-a durut, dar l-a lăsat vițelul. Și am dat-o pe el așa, Nicu, cu gura, cu ăsta, și l-a lăsat. Și
Nu, nu au fost izbânditori, eu am fost eu. Dacă dădeam înapoi, eram executat. Te vâna? Mă vâna, sigur, 100%. Asta e legea. Și ai mai avut ceva întâmplări așa? Apoi am avut așa, dar drept, așa că atunci nu, așa aproape să se întâmple și n-am avut nicio, nu, câine au nimic. Dar a fost mare? Destul de mare, nu e exagerat, dar mare, da. Pentru, la un om nu trebuie mare. Cu lupți n-ai avut întâmplări? Nu, cu lupți să știți că n-am avut. Pe noi lupții nu ne-au atacat. Dar ai văzut? Am văzut aici, odată am văzut unul. Eu atâta, o singură dată am văzut aici. Dar și așa băieții au mai văzut cumva mult cu oile ei, dar drept așa n-am avut pierderi de la lup cu oi și nici nu aveam oile. Nu știu dacă ne-au luat oaie în atâția ani. Lup, ursul ne-au mai luat câte una, dar una, două, pe vară au mai luat ursul. Dar nu pot scoate, oaie fuge cu ea în gură, se duce ca din pușcă, dar lupul nu. Au câini buni, au fost, nu lăsa să se apropie. Și acum am umblat în vă două nopți, lupul. O zic că șase seara a fost. Da, la șase seara. Șase seara a fost după ce i-am adormit. O sărit așa ca și câinii și tot. I-am auzit. Umblat. E pădure, ce să vorbim, și munte. Aici e casa lor, să zicem. Casa, cum să nu. Nu li rușine să vie, nu. Era niște om bătrân aici, zicea că au zis că nici lor nu le pune nimeni traistă. Trebuie să discurce și ei cumva. Asta e supraviețuirea, la ce face? Ce să fac? Cifri, mai spune o dată, te rog frumos, cum faci tu balmoșul? Faci un balmoș foarte bun și data trecută l-ai făcut extraordinar de bun. Păi, smântână, punem prima dată smântâna, o lăsăm să fiarbă și când fiarbe, punem farina prin ploaie, dar nu punem exact numai cât trebuie să se îngroșă, dar nu, dacă scârși prea mult încă se face prea gros și punem exact cât trebuie. Și un pic de brânză. Brânză când o pui? Când, după ce pui farina, de... E aproape gata atunci pui și brânză. Și învârți până ce iese un soare din brânză? Da, până ce iese, da. Uite, de acum e de pe finalizare. Interesant că tu nu-l faci nici la foc, l-ai pus direct pe lemn. Nu, direct pe jara, cum să faci lemnul? Acum e gata? Da, gata.